Pe plan personal sunt în stand-by și când nu sunt în stand-by, sunt tot în stand-by. Okay. Nu știu, unora li se întâmplă lucruri în viață. Știi, chiar mă uit, sunt de fete, femei, nu știu, bărbații care se căsătoresc, divorțează, fac familie, fac copii, nu știu, merge în direcția asta, au un flow de nu se poate. Li se întâmplă chestii, mie nu mi se întâmplă, nu știu, nici n-am făcut demersuri. Adică nu vrei ce să ne povestești așa, să ne dai puțin din casă, știi cum. Mi-aș dori să vă povestesc și chiar să vă prezint familia mea, dar familia mea este compusă din mama care a rămas alături de mine, am 4 pisici și 4 porumbei. Vorbeam cu colega ta, să știi că mi-a spus că ești foarte iubitoare de animăluțe și că tot timpul iei căței, le dai să mănânce, ești foarte iubitoare. Sunt un mini salvator, dacă știi, soarta salvatorilor este crudă pentru că suferă foarte mult pentru animalele și ajuți, dar și pierzi multe dintre animalele pe care le salvezi, că nu poți să faci, nu poți să fii supraom. Am salvat multe animale, le-am dat în adopție, pe unele le-am spitalizat, le-am tratat, unele au trăit, unele n-au trăit, am făcut tot ce am putut pentru foarte multe, nu doar pentru cele pe care le-am în casă. Mulțumesc mult, dar eu cred că toată lumea ar trebui să facă așa. Pentru că ei, știi, faptul că sunt chinuiți și trăiesc pe străzi, este vina noastră, a societății, a comunității în care ei, săracii, trăiesc aici, pe asfalt, printre blocuri. Deci ele sunt copilașii tăi, să zic așa. Da, deocamdată da. Te gândești să faci un copil în viitorul apropiat? Ai vrea să devii mamă? Eu nu m-am opus niciodată, dar n-a fost momentul, nu s-a întâmplat. Trebuie să fie și un tată, eu sunt de principiu. N-am nimic împotriva mamelor care cresc copii singure. Sunt eroine, e un sacrificiu enorm, dar nu mi-am dorit neapărat cu orice preț un copil să-l chinui pe el și să mă chinui și pe mine neavând un tată. Dacă n-a fost să fie, nu zic nu, dar cred că e cam târziu. Nu știu, târziu timp e cât se poate, știi? Nu vreau să rămână, cine știe ce se întâmplă, știi? Nu vreau să rămână un copil, chiar și dacă are 17, 18, 20 de ani, să rămână fără mamă de vreme și să se chinuie în viață, să fie... Copilul trebuie să stai cât mai mult alături de el și cât să trăiești, că nu trăiești veșnic, știi? Mă gândesc la perspectiva asta. Nu acum când îl fac, ci cât timp voi putea sta lângă el și îl voi putea susține și ajuta, pentru că viața este dură și când ai părinți lângă tine e altfel, când ești singur, ești damnat. Eu sper să auzim de bine și felicitări pentru ce ai reușit să faci și spor în proiectele următoare. Mulțumesc mult!